Ia uite-l, bă băiatule, bă! Bine ai venit în București! Este o nouă săptămână, soarele a ieșit, suntem pregătiți pentru traficul bucureștean! Este miercuri, astăzi am jam session cu Vank de la ora 12 la ora 16, iar de la ora 17 am studio time. My time is studio time. Mă bucură faptul că a ieșit soarele, ceea ce mă încarcă mai multă energie. Sper că până ajung la sala de repetiții cu 9 minute întârziere, pare rău băieți. E trafic, e traficul Bucureștiului. Uite, uite. N-am. What can I do? Așa, până ajung la sala de repetiții, sper să mă trezesc, să-mi golesc cafeaua, să-mi termin ce-am de terminat, să-mi așez gândurile în ordine. Sunt foarte aproape, mai am 810 metri pe care o să-i fac în 200 de minute. De-abia aștept. Este că pot să deschid trapa. Se intre aerul mirobolant de București. Aia mă, tati. Așa. Cancer la pachet. Bineînțeles că n-am găsit loc de parcare la Flaros, astfel că am parcat la mama naibii și o să-mi ia 10 minute până o să ajung. Bine ai venit în București și sper că voi să fie avut o zi mult mai bună. Cred că-l văd și pe Cornel. A? Da. Am ales amândoi deodată, ceea ce e un lucru bun. See ya later, alligator. Vagabonții de dorobanți. Ai găsit loc de parcare? E un filmărețul vieții mele. Salut! Vreau un paracetamol, un rofet, un albucalmin. O vitamina C. Arăt ca și cum aș avea nevoie? Aș avea nevoie. Hai, Sorinel, ia-mă. Arăt de catena. Am parcat la o comună mai aproape de București. Ia-mă, Sorinel! Alex. Salut! Alex Tomulescu! Ia-mă! Alex Tomulescu! Mergem către cantina de haleală. Pauză! Ce faci? Mamă! Mișeran! Yeee! Mamă, ce bine arată! Oleu! Sărmâna din nou! Nu sunt picante, nu? Alea sunt alea bune. Vreau, vă rog, o porți. Paste de alea? Gen, te-a furat. Ardei. Andrei Gras. Andrei Gras. Ce carcuț se arată bine. Și cheftel. Alea sunt copănele. Gata, pauza de masă. Ce faci, mă? Hai, vine aici. Uite-l, bătrânul. Avea un prieten acolo, un porumbel. În 2009-2010, când repetam eu pe aici, cu primele dăți, până nu eram în nicio mașină. Bă, una. Și acum nu mai e loc de parcare.
super. Da, gata și cu repetițiile. Urmează partea a doua, și anume studiu în studio. Studiu în studio. Și mă îndrept către mașina parcată la 18.000 de kilometri distanță. O să încerc să mă mai bucur în continuare de soarele de afară. Iar pe ce o să apună, o să vină iadul din nou. Sper ca mașina să fie în regulă, să nu mă trezesc cu vreo operă de artă urbană pe ea. Înțeles că e plină de praf. Am ajuns la studio și urmează partea aia foarte boring de studiu. N-am niciun chef. Pa acum. Mă duc la repetiții. Este joi, dimineață, soarele este pe cer, cafea în mână, iar eu mă duc la repetiții din nou. Păi nu știu cine a inventat dimineața, dar a avut o idee foarte proastă. Nu prea funcționează pentru mine. E somn și nu știu de ce. Doar de gen se șef cu banc. Eu încă nu m-am trezit, este joi. Nu m-am trezit în viață, în general. Astăzi este același program pe care l-am avut ieri. Repetiții cu banc, apoi mă duc la studio și apoi acasă. Însă, în această săptămână, duminică o să merg la un eveniment la niște prieteni care au o galerie de stări și obiecte, despre care cred că ați mai văzut postatul la mine pe Insta Story. Să merg acolo și o să filmez un vlog. E clar că o să încerc să, în acest vlog, o să încerc să-l fac, să-i găsesc o schema lui, că trebuie să-și găsească o schema lui, că deocamdată nu e nimic relevant pe el. Cred că o să-l transform în weekly sau monthly vlog, fiindcă nu e din start daily vlogul, nu o să mi se potrivească mie. Iar la acest eveniment se numește tu Dragobete. Nu știu la ce să mă aștept. Habar n-am la ce să mă aștept. Iar cei care vor fi interesați de acest spațiu, de galeria de stări și obiecte, cu siguranță o să vă dați seama cum să-i contactați sau cum să ajungeți acolo. Mai mult o să aflați după ce vedeți ce s-a întâmplat la eveniment. Până atunci, repetiții cu Vang, studio session and home. Bye! Am ajuns la studio după o repetiție cu Vank, urmează sesiunea de studiu și apoi acasă. Ăsta e Do. Și nu vrei să-l super pe Do. Dacă l-ai supărat pe Do, Do vine la tine și spune: ăsta e Do fericit. Și când e supărat Do, face așa. Teorie muzicală 101. Da, deci practic pe pian avem două tipuri de clape, albe și negre. Cam atât pentru astăzi. Mai învățăm și mâine. Ca această zi să fie mai interesantă, s-a luat curentul de două ori până acum. Iar în aceste condiții studiul meu merge grozav, studiez la rece, adică nu... There is no sound. Dacă nu am curent implicit, nu am nici căldură.
Da, se pare că sunt foarte norocos, un copac a căzut peste liniile de înaltă tensiune, astfel că eu nu mai am curent și nici nu o să mai am curent în această minunată seară. Afară este un pic haos, încă ninge, ceea ce înseamnă că it's a wrap, va trebui să strâng lucrurile și să go home, pentru că aici nu mai ce să mai fac.